Moș Spiridon și mătușa Maria s-au căsătorit în niște ani cumpliți, în vremea războiului, într-o sărăcie cruntă, 1942. Cei doi tineri pe atunci s-au împăcat să-și ridice o casă pe un teren gol, câmp, cum se spune în Moldova. Nici nu pusese câteva bârne una peste alta, că Moș Spiridon a fost luat în armată la război cu trupele nemțești. Mătușa Maria a fost vreo 3 ani stâlpul familiei cu un copil pe atunci. Evacuare, întoarcere la ruine, secetă, foamete, colectivizare, comunism și europenizare. Pe toate le-au trăit și n-au făcut decât să le înțeleagă pe toate și să se adapteze așa cum trebuie. Și asta numai cu multă credință unul în celălalt. Eu sunt codigentul 35 și am făcut așa, 35, 36, 37, am făcut armata. După armate, au vrut să ne dea acasă drumul, ne-a dat pe o lună, pe două, nu pot să țin minte. Dar ne-au dat livrietul, dar livrietul nu ne-l-a dat complexe și eu acasă. Mi-au pus o țedulă acolo, spunea în țedulă așa, beze 1, beze 2, beze 3, beze 4, pus acolo. Și ne-au dat drumul acasă. Dar vedeți voi bine că nu vă vine din miliția. Câțiva anunțe să veniți la regiment înapoi. Când aș fi, așa a spus. Bun, vin acasă, stau, ca a stat o lună, ca a stat două, nu mai țin minte. Numai vine de la primărie, de la forări, de acolo, de unde viața, că tutuia din drogoană, tu, care era, și răcăream și din gură. Zicea că care are beze 1, beze 2, cum se nimerea, așa la actul și ala. Tutuit în sat, dar pe câmp nu a venit. A venit un băiat, o femeie, nu poate să te minte. Băi, tu și bine, și ai scris. Când mă ia la mine. Am beze 1, beze 2. Apoi beze 2 pleacă. Nu am putut vorbi o săptămână, dar nu zic două săptămâni, n-am vorbit cu ea. Făceam rachiu, ca să spun, dar făceam în niște table de astea. Dar am vorbit cu un țigan eu și, băi, dacă ne aduce un cazan bun, îți dau cât așa zici tu. Cât zici tu. Așa, a venit țiganul, mi-a adus cazan. Când l-am văzut cazanul, n-am mai așteptat să mai zic că cât să-i dau, cât să nu-i dau, pun mâna pe cazan și spune, băi, hei, am o cât zici pe cazan? Băi, crește-te, îmi dai atâta, îmi dai. Atunci era o vacă, 700 mii, nu mai pot ține. 700 era. Sau 700. Și-i dau țiganul 700 și mi-ai dau țiganul brânză, mi-ai dau și am mai avut eu acolo. Și am luat cazan. Așa am luat cazanul, o sări la mine. Și-ai dat atâtea paraliu, și-ai făcut, băi. Cerdi da mă jesteți. Mă jesteți. Dar eu dusesem cazanul în pod. Au crescut două fete și un băiat, așa cum au știut ei mai bine și așa cum s-a putut pe atunci. Amândoi au fost angajați o vreme la ICIL, adică adunau în comună laptele de la vacile oamenilor. Acum, mătușa Maria are 88 de ani, iar Moș Spiridon a atins, verde și mândru, 100 de ani. De aceea, autoritățile nu l-au ignorat și l-au omenit atât cât au putut. Moș Spiridone, mătușă Marie, stimați
Cetățeni rudi prezente la acest deosebit eveniment. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 28 din 26.07.2013 se conferă domnul Curararu Spiridon, la împlinirea celor 100 de ani, titlul de cetățean de onoare al Comunii Forești. Vă mulțumesc tare! Felicitări! Toate cele bune! Multă sănătate și toate cele bune! Vă doresc multă sănătate! Centrul Militar Județean Suceava vă acordă o diplomă al cărei text sună așa. Cu prilejul aniversării a 100 de ani, ca semn de înaltă cinstire și recunoștință pentru faptele de arme săvârșite în timpul celui de-al doilea război mondial, alături de foști camarazi ai săi din regimentul 85 Infanterie, care au făcut jertfa supremă pe câmpurile de bătălie. Da, mai prost. Considerăm că gestul nostru al armatei compensează într-o măsură foarte mică sacrificiul pe care l-ați făcut dumneavoastră pe câmpul de luptă. Mai spun și eu că știu, dar greu. Acum, la niște. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, da!